Yo, salutare jupânilor, bine ați venit la un nou episod și despre FIFA 19, un nou clip din seria PEG Opening. Din nou avem o grămadă de pachete de deschis, nu știu exact, fiindcă nu le deschidem pe toate. Am și de alea de Team of the Week, mai salvez și câteva, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați pe jurtașul de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul. Hai să vedem în mare așa cam care sunt pachetele, nu? Ultimate Pack-ul nu, fiindcă nu l-am deschis nici pe contul celălalt și o să le deschid pe toate trei, fiindcă mai avem un cont. Deci o să fie un episod integral cu cele trei Ultimate Pack-uri, tot de eventul ăsta, așa că nu e graba. Bun, pachet de 7500, mi-am notat eu aici ce nu trebuie să deschid. Hai să vedem, o să punem microfonul. Bun, avem 2, 4, 6, 8, 10, 12, deci 2 nu deschidem de 15.000, asta înseamnă 10 de 15K, un gold player spec, premium gold, premium gold, premium gold, 3 de 25.000, n-am notat aici niciunul, deci le deschidem pe toate, 2 primuri de 45, un rare gold, un rare players de 50.000, un mega nu deschidem, deci câte deschidem? 6, 5 mega pack-uri, un rare mega pack, Electrum 1 și mai trebuie să fie după, vedem. Hai să începem, să sperăm că prindem și noi ceva. Tot sperăm de câteva luni, fără niciun rezultat. Genul pe bordă și a skip, fiindcă avem foarte multe pachete. Avem spațiu pe market, deci încercăm să salvăm cât mai mult. Astea de 15K. Pam, pam, pam. Avem board, e inform. Da, e inform. It's not bad. Un high pack, nu știu cine poate fi. Tete? Nu, nu-i Tete. E dubiosul, Dubois. Nu știu, are tradable. Nu-i tradable, dar nu e o problemă, fiindcă informii mereu te ajută. 4.000 coins, 2 squad finesuri, bă, e un pachet bun. Îmi place pachetul ăsta. Așa. Un pachet bun. Să sperăm că o să mai avem parte de pachete bune astăzi. Cum ar fi fost un knockout. Cam greu. Skip. Tadam. Și asta e un tradable, Anchior, avem ceva de schimbat pe aici. Mario Gaspar, Cote, și acum să vedem, îi salvăm pe toți. Ah, pe tine nu, dar asta e. Boing. Avem din nou board, hai mă, un 84, un 85 ceva. Center pack, e 83. Da. Asta are un cartonaș interesant de Europa League și parcă Leverkusen nu mai e în competiție, sper să nu greșesc. Bun. Voiam să fac un apărut SBC-ul. Stați un pic să deschidem asta. După aia finim la alea de 15K. Mai am eu câteva pe care vreau să le deschid. Nu prea îmi plac pachetele astea. Zonzi. Hai mă, salvăm tot. Și să vedem ce-a mai apărut, nu? În dreapta. După Electrum. Prime Electrum, Prime Electrum. Vete? Prime Electrum. Deci un Prime Electrum, nu? Deci deschidem unul. Rare Electrum. 3 Rare Electrum. Interesant. Interesant. Și s-ar putea să mai fie după. Aici mai era unul. Rare Gold Pack-ul. E un bullshit, frate. Mereu a fost bullshit pe ăsta. Și vedeți că nu ne contrazice. Vai de capul lui de pe... Ci că ăsta e de 25K. Te fuți în ele consumabile, tată. Hristovski. Hai să zicem sigla lui Arsenal, nimic. Și cam atât. Bun. Nu cred că mai era nimic. Hai să deschidem. Trebuie să las două să nu uit. Nuț. Ia de aici că n-ai servici. Ghiotze, numai ce a fost odinioară.
Dar totuși, nu. Mai prezintă interes băiatul ăsta. Zic, în real life. Bine, și în joc, flashback-ul lui m-a ajutat o bună perioadă de timp. L-am făcut pe ambele conturi, fiindcă nu aveam și al treilea atunci, probabil aș fi făcut și pe al treilea, nu știu. Dani Alves. Manager League Las, că s-ar putea să am nevoie. Hai mă, hai mă! Ei, e walkout, ai unul de football, tei! Nu vrea, mă. Unul bun atunci. Ei, Spania, aoleu, de câte ori l-am prins pe Jordi Alba anul ăsta. Nu știu dacă e tradable. Dacă nu e tradable, s-ar putea să-l mai am și asta ar fi o mare problemă. Hai să vedem. E bine. Dar să vedem cât de bine e. E foarte bine că e și tradable. Na, uite că începem bine, să o ținem tot așa, frate. Mi-aș dori foarte mult și unul de food birthday, mă. Fiindcă ați văzut câte pachete deschid. Mi-aș dori. Dar nu e după dorințele mele. Așa că urmează să aflăm dacă da sau dacă ba. Pam, pam. Look show. Asta e un tradable. Am avut șansă, mă, că ne-a dat din ăla tradable. Bun. Podolski. Și cam așa stă treaba. Eu simt că o să fie bine azi. Sper să simt bine. Acum nu știu. Vedem. Ben Arfa. Unii zic că și el ar merita flashback. Acum nu știu ce să zic. Ar fi binevenit, dar nu știu dacă merită în primul rând. Eu m-aș bucura. Mă bucur pentru orice jucător care ia flashback și arată bine. Pentru că nu, te ajută acum că merită sau nu, ești just a shit. Cui pasă? Param, param. Un ocau din 10? N-ar fi rău. Chiar dacă e Jordi Alba, ciorditorul, avem boost-uri de coins azi. Nu foarte consistente, bine a fost ăla de 4K. Dar merge la țară. Câte mai avem? Jumbo Premium Gold Pack. Deci încă unul mai deschidem. Ultimul, haide, haide, haide! Ah! Bun. Hai să vedem. Știu că poți să ne mai dai, așa că dă-ne. L-avem și pe Mircea Lucescu, care face o treabă foarte bună în Grecia. Mă bucur pentru el. S-o țină tot așa. Deci ne deschidem pe astea sau... Hai să vedem ce mai avem după. Per Electrum, nu, astea de Team of the Week, deci cam astea sunt primele. Prime Electrum 1. În fine, tămânul ăla de 25.000. Două parcă sau trei, cred că două. Nu știu. Nuts, nici de aici. Nici de aici, ne îndreptăm spre 4 milioane parcă, din câte am observat. Cât de mai trebuie? 100 și ceva de mii. Avem 3 dase de 25. Dă-mă un workout din cele 3. Nu vrei. Nici Borșo visez la workout. Surdaciule, wake up, amigo. Wake up. Visez prea frumos pentru această realitate crudă. Ah, am deschis aia de 15K. Băga și arsul la masa. Ai, ai. Dacă l-am deschis, să fie deschis. Marquinhos, 85. Hai, zic că e tradable. Să nu-mi pare rău. Bun, e și tradable. 20K. Atunci îl salvez pe ăla de 25K. Știu că nu vă place, dar trebuie să mai strâng pachete și pentru următoarele opening-uri, așa că îmi pare rău. Premium Gold Players, mai avem. Am dat în Prime. Oh, eu o caut. Hai mă, dă-mi unul de food birthday. Nu vrea, mă. Hai, unul bun, unul bun. Brazilia. Go, Ederson. Alisson. 87. Câte 87? Nu-i rău. Cream că vine Neymar, mă. Dar de unde să vină Neymar? Păi, e bine. Ce mai avem noi pe aici? Mai avem ceva sau sal? Nu mai avem nimic. Câte Ederson?
Merge. Merge, dar vreau unul big, mă. Dă-mi și mie unul big. Nu mi-ai mai dat de o grămadă timp. Deci, un jumbo, un premium. Mai avem un prime. Un prime, un rare. Niște megapack-uri. 5 megapack-uri. Un rare megapack. Prime, un prime și 3 electro. Da. Hai să deschidem niște megapack-uri, nu? Majoritatea sunt tradable, fiindcă zoate de la Rivals. Board. Și Spania ca Echo, nu? Cred că ele 84. Ok. Sper să nu fie dublură. Nu e dublură și e și tradable. Scoat finesuri. Avem și un român. Păduraru, sau cum îl chema. Deci nu putem să furăm lemne, că vine și ne împușcă. Pau, pau. Board again. Dar depășește-ți odată condiția asta de board. Adan, fuck off. Sunt sătul de Adan. Din nou pus de coins. O grămadă de dubluri. Multe nu pot fi salvate. Pochettino. Pam, 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 pam. Nu. Păcat, mă, Gerard. Hai să vedem, filmăm sau ce? Da, filmăm de 12 minute. Hai să vedem. Mai dăm într-o mega. Nici mega pack-uri de nu mi se mai par interesante. N-a mai venit nici portul. Musakio. Hai să vedem. Ibora. Hacking Fev. El, nu, parcă nu-l salvăm pe asta, dar n-am mai picat în episodul ăsta. Câte mai avem? 3, deci mai deschidem 2. Hai, mă, walkout-ul ăla nenorocit. Fenomenal. Fenomenal. Yeah. Kituri peste kituri. The Walcott. Cândva un jucător interesant pentru Arsenal. Ah, aveți probleme cu serverul sau mi-a căzut mie net. Una din două, ciolo. Ia să vedem. Bun. Ăștia doi. Am avut eu probleme cu internetul. N-am fost de la ei. De ce să mint? Mergem mai departe. Se mai întâmplă. Nu e un capăt de țară. Deci mega pack-uri. Mai deschidem ultimul mega. Așa e. Nimic, am înțeles. Tu 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 tu. Stați așa că trebuie să văd ceva. Ok. Trebuia să-mi dau căști de jos. Mi se încing urechile. E cal și în casă. Cosa noastră. Bun, Forest nu-l salvăm. Ba, uite că-l salvăm. Piatek, noua senzație de la AC Milan. Sergio Oliveira. Ok. Rafa, Nadal, glumim. Cervi. Rafael, nimic? Ba, da. Bun. Nu mai avem foarte multe pachete. Deci mai avem un Prime, un Rare. Un Rare Mega Pack. Un Prime. Prime deschidem? Nu. Prime Electrum, nu. Ba da. 1. Prime Electrum, da, 1. Hai să-l deschidem. Ce-o fi, o fi. Și nu e. Nu se poate, mă. Nu se poate așa ceva. În paradis. Hai. Rămâne cu Ederson și Jordi Alba. Și mai avem Rare Electrum, nu? 3. Hai, le deschidem acum, după care revenim la celelalte și gata.
Inform, din nou. Ai de discar, bineînțeles. Zici că e hamșic, dacă îmi vine, da? E benes. Trei de bătă să fie, nu? Quaresma. Merge pe coasta. Silver. Unii dintre ei s-ar putea să valoreze, alții nu, sau mai puțin. Hai mă. Dă-mă un workout. Avem 3 fucking Electrum, rare Electrum. Inform din nou. Inform după inform. Gen, ceva de genul. Da, GN82. Are și poză dinamică. Marfă. Tot așa, 20k. La ce Team of the Week e în pachete. No, zisă română. Pun Jumbo Premium Prime Gold. Mai aveam unul? Da, un rare Electro. Electro și Prime. Hai mă, aici să fie workout-ul, te rog. E, hai! De festival! Nu se poate, mă, nu, e inform. Mai bine nu era inform. German Striker, habar n-am cine e. Cruze, cine? Fuck off, 84 Cruze. Bă, îmi dădeai 86 mai bine. Era mai ok. 86 plus decât să dai Cruze. În fine, hai, am cerut inform, mi-a dat. Doar că nu mi-a dat de food party. Și mă așteptam să mai fie ceva bun. Asta e la fel ca ala. Nici 30k. Dar aia e situația. Ce să facem? Poate nu mai dă din pachetele rămase. Avem un Prime, un Rare și un Rare Mega Pack. Aici o fi, o fi, le deschide. Pachet de 45k. Nu se poate back to back. Nici măcar port și visez la back to fucking back. Îi salvăm pe toți nebunii. Nu știu ce să zic. Rare Players și Rare Mega Pack. În ordine, ce-o fi, o fi. Ăsta e pachetul, dar nu prea mi-a dat niciodată, vedeți? Despre asta este vorba. Despre bullshit-ul ăsta este vorba. Că din pack-urile alea din care ar trebui să-ți dea nu ăsta Zomar 84. E frustrant. Jimenez 2-84. Aia situație. Nu, cu ea 2, da, 3 cu Cruze care a fost infort. Rare Mega Pack și aia. Hai, hai mă, dă-mi unul de football day. Nu vreau, dă-mi unul bun atunci, nu știu. Spania din nou, center midfielder Iniesta. Parejo, dă-o mă în căcat. Dă-o în căcat, doar dă-și-te-mi dă. Doar mortăciun de-astea-mi dă, frate. Nici nu știam că Parejo e workout. La rating refresh l-au făcut. Da, inutil băiatul. Valorează doar pentru că are rating 8-6, rest. Moartea pasiunii, frate. Nu e un rezultat tocmai rău, dar nici foarte bun. Adică, când îmi dă și mie un jucător big, I don't know. Sincer vă zic. Pă, la aia nu le dau quicksell fiindcă îi bag la un SBC. Pă, cam ăsta a fost... cam ăsta a fost clipul. Nu mai pot să intru. Cam ăsta a fost clipul. Ne-a dat de 4 ori workout. 3 normali. Și un inform. Ne-a mai dat 2 inform de discard. Ce să zic? Aia e situația. Mai am pachete multe și pe contul principal. Deși nu-mi fac prea multe filme. Să sperăm că ne dă, așa zice mereu, eu am fost Urdacio, sper că v-a plăcut, voi ați fost și rămâneți pe viață cei mai tari și până data viitoare dăm cu pace, stimă, iubire, credință și a big boy, a big smoke, respect, pe viață!